Zinedine Yazid Zidane, cunoscut și sub porecla de Zizou, s-a născut în Marsilia, Franța, la 23 iunie 1972, din doi părinți de origine algeriană. Zizou avea o situație materială precară și, la fel ca majoritatea copiilor iubitori de fotbal aflați în situația sa, acesta a văzut fotbalul ca o modalitate prin care să ofere familiei sale un trai mai bun. La fel ca toți copiii, Zidane a început să joace fotbal pe stradă, alături de prietenii săi. Puține aveau să știe însă că acest copil născut din doi părinți de origine algeriană, ce iubea fotbalul și îl juca pe străzile Marsiliei, avea să devină unul dintre cei mai mari fotbaliști de pe planetă. Remarcând faptul că are talent și că iubește atât de mult sportul rege, Zizou a început să-și caute o echipă unde să practice fotbalul într-un program bine stabilit, cu antrenamente zilnice și meciuri în weekend. Așadar, a ajuns să joace pentru Sanheri în 1981, unde nu a stat prea mult timp datorită bagiocurilor legate de originile sale. După Sanheri, acesta a ajuns la Sceaux Septem-le-Vallon, unde a evoluat timp de 3 ani, din 1983 până în 1986. Nu a durat mult până ce talentul tânărului francez cu origini algeriene a ajuns în vederea cluburilor de seniori, așa că Zidane trece la nivel de senior și semnează cu AS Caen în 1988 la doar 17 ani, după ce a fost remarcat de Jean Varro, un scouter al celor de la Caen. Primul său sezon ca profesionist e unul fantastic, Zizou reușind să se califice cu Caen în Cupa UEFA. După acest sezon fantastic, el a rămas cu Caen încă 3 ani, dar nu a mai reușit nimic notabil. Simțind că o schimbare ar fi benefică, talentatul francez se decide să semneze cu Bordeaux, un contract valabil pe 4 ani, jucând acolo din 92 până în 96, unde reușește altă performanță remarcabilă, calificându-se în finala Cupei UEFA în sezonul 95-96, finală pe care o pierde din păcate. Mijlocașul ofensiv evolua din ce în ce mai bine și a atras atenția uriașului Juventus Torino, care le pune pe masă o ofertă de 3 milioane de euro celor de la Bordeaux. Cele două cluburi bat palma și astfel Zizou ajunge pe Allianz Stadium, unde se lansează cu adevărat, reușind să câștige Supercupa Europei în 96, Supercupa Ligii în 97, campionatul în 97 și 98 și ajunge în finala Cupei Campionilor de două ori la rând, tot în 97 și 98, dar rămâne doar la stadiul de finalist. Performanțele incredibile realizate cu Juventus îl aduc pe Zidane în vizorul granzilor de la Real Madrid și ajunge astfel pe Santiago Bernabeu, fiind al doilea cel mai scump transfer din istorie la vremea respectivă, Los Blancos scoțând din conturi 78 de milioane de euro pentru aducerea sa în capitala Spaniei. Aici ajunge să joace alături de legende precum Roberto Carlos, Luis Figo, Ronaldo Nazario și Raul González, iar alături de Real, Zidane se consacrează ca unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii. Câștigă campionatul în 2003, Supercupa Europei în 2002, Supercupa Spaniei în 2002 și 2003, Cupa Campionilor în 2002, tot în 2002 câștigă și eu în finala Cupei Campionilor din 2002 cu Bayern Leverkusen, câștigând cu 2-1 după ce a marcat un voleu magnific, considerat în ziua de astăzi unul dintre cele mai frumoase goluri din istorie. După 5 ani petrecuți cu Los Blancos, Zizou se retrage din activitate în 2006 într-un meci contra celor de la Villarreal, meci încheiat 3-3 în care a reușit să și marcheze. Când vine vorba de echipa națională, deși avea posibilitatea să evolueze pentru Algeria, Zinedine alege naționala cocoșului galic, pentru care debutează pe 17 august 1994 într-un meci cu Cehia. Mijlocașul este introdus pe teren în repriza a doua, la scorul de 2-0 pentru cehi, acesta însă reușește o dublă și egalează tabela. La mondialul din 98, Zizou făcea parte din lotul Franței, cu care reușea să și câștige turneul, marcând de două ori în finala contra Braziliei. Urmează campionatul european în 2000, din Olanda și Belgia, unde reușește din nou o figură frumoasă, Franța reușind să câștige și acest turneu, devenind prima echipă ce deține atât mondialul cât și europeanul după Germania de Vest în 1976. Vine și mondialul din 2002, unde Franța dezamăgește total așteptările iubitorilor de fotbal, părăsind competiția încă din faza grupelor, reușind performanța negativă de a nu înscrie nici măcar o dată. La acest european, Zidane nu a jucat mai deloc, datorită unor accidentări repetate, intrând foarte puține minute în ultimul meci din faza grupelor. Anul 2004 aduce următorul campionat european, unde Franța dezamăgește din nou, fiind eliminată în sferturi cu 1-0
de echipa care avea să câștige turneul, și anume Grecia. După acest eșec, dezamăgit fiind, Zizou își anunță retragerea din fotbalul internațional. Pentru următorul mondial din 2006 din Germania, Franța nu evoluează deloc la nivelul așteptărilor în calificări, astfel îl face pe Zidane să-și anunțe întoarcerea la cocoșul galic. La acest mondial, Franța are o evoluție considerabil mai bună față de ultimele turnee finale și ajunge în finală împotriva Italiei, unde Zizou marchează din penalti minutul 7 și devine unul dintre cei 4 jucători care au reușit să marcheze de 2 ori într-o finală de mondial, alături de Pelé, Breitner și Vava. Meciul se încheie la egalitate, 1-1, Italia triumfând după loviturile de departajare cu scorul de 5-3. Însă Zidane este protagonistul finalei, după celebrul incident cu Materazzi, pe care îl lovește cu capul în piept, văzând direct cartonașul roșu. După acest incident, Zidane a fost pe primele pagini ale ziarelor franceze drept eroul negativ al partidei, fiind învinovățit cu privire la eșecul naționalei din finală. Ulterior s-a aflat că Zidane l-a lovit pe Materazzi, deoarece acesta i-a adresat injurii legate de sora lui, însă acest lucru nu a rezolvat mai nimic. După mondialul din 2006, chinuit fiind de accidentări, Zizou își anunță retragerea oficială din fotbal cu 506 apariții și 95 de goluri la nivel de club și 108 apariții și 31 de goluri la echipa națională. Totuși, cea mai mare realizare a lui Zizou a fost la nivel individual, acesta reușind să câștige Balonul de Aur în 1998, cel mai prestigios trofeu pe care un fotbalist îl poate câștiga la nivelul individual. Acesta a triumfat în fața croatului Davor Suker și brazilianului Ronaldo.